La calitate nu stăm la fel de bine. Ministrul Agriculturii Daniel Constantin a recunoscut că grâul folosit la producerea pâinii este mai puțin decât în anii trecuți din cauza condițiilor meteorologice. Ministrul a estimat că la toamnă prețul pâinii se va reduce cu 15% ca urmare a scăderii TVA la 9%. Avem în acest an cea mai mare cultură din ultimii 8 ani, 7,296 de milioane de tone care au fost obținute pe o suprafață de 2.063.000 de hectare. Și în acest punct de vedere am apreciat și voi aprecia angajamentul pe care marile rețele de magazine și l-au luat pentru a reduce prețul la pâine cu exact diferența de TVA care a fost redus prin această măsură fiscală.